Peste 6.000 de elevi hunedoreni care provin din familii cu venituri mici beneficiază de vouchere sociale în valoare de 500 de lei. Banii vor putea fi cheltuiți doar pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite până în 31 august. Chiar dacă banii ar fi trebuit să fie deja în conturi, procedura s-a amânat încă o dată. Ministerul Educației alocă un sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii identificați în categoria riscului de abandon școlar în valoare de 500 de lei. Ajutorul este acordat acelor copii care se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul minim brut pe economie. Pentru prima etapă a acestui program, în anul școlar trecut, s-au înregistrat 2500 de beneficiari în județul nostru, iar în acest an școlar numărul acestora a ajuns la 6050. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, până cel târziu în luna martie, fondurile necesare ar urma să fie alocate. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite. După ce banii vor intra în conturi, suma de 500 de lei trebuie consumată până la finalul anului școlar în curs, respectiv 31 august, altfel există riscul retragerii sumei rămase în cont de către emitent. Amintim că banii pentru anul școlar trecut, 2021-2022, au fost virați în luna aprilie anului 2022, cu 3 luni înainte de încheierea anului școlar. Se pare că situația se repetă și în acest an școlar.